astăzi, nu, Civanul încerca să mă trișeze și s-a dus și a luat direct primul checkpoint și, pentru că suntem cu avioanele și în momentul de față am și eu controle pentru avion, o să îl rupem, fraților, pentru că v-ați obișnuit să câștigăm, să fim buni și să mă bubui și eu odată așa din compasiune și dați-l like și am început să rupem GTA-ul. Și tu crezi că e piciorul mai mare? Și are egale cu picioarele egale, ai înțeles? Zice, mă, Costin, acolo. Nu știu despre ce vorbesc, dar... Bă, dar nu are boost, mă, ăsta pare să aibă boost, dar nu are boost, vezi? Păi nu, practic are direct, că e din asta cu reacția așa. Un boost continuu. Băi, e... fain, mă, să te strecori cu avioanele pe aici. Da, 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 până când te bușești, nu o să mai fie fain. Nu este atunci doar cu avioane, la un dat o să avem trafic, o să fie insane. Bă, eu o să fiu un trafic. Și o să bă, bă, aici bubui, bubui! Nu, nu, nu. Ok, ok. Vezi că mă țin bine pe felie. Adevărul e că nu sunt cel mai bun pilot, dar am încredere că Costin e mult mai slab. Opa. Tu ești chiloț sau ce ai zis? Da. Ce, tu nu porți chiloți? Bă, nu o să răspund la această întrebare. Am înțeles, Năciva. Normal că port, cum adică? Ce încerci să ne zici, Năciva? Bă, 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 bubu, ia cum? La limită. Ok? Gata, eu nu știam de ce merge într-o parte, credeam că e harta într-o parte. Nu, 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 mamă, și era. Costinii. Și era să mă duc la limită, Năciva. S-a bușit. Știi, bă, ăsta ce-i parcur de la nebun? Ia uite, friend online, Ovidiu 700. E polițist acum. Vai, de mamă, ne prinde, vezi, vezi mai încet că te prinde. Ai, de capul tău, Lucivane. Bă, dar asta e gen stunturi, parcur de-astea, nu? Nu, Transformation. Aaa, te crezi în Transformers? Da. Aha. Vezi că e șmecheră harta. Vezi că eu sunt șmecher. Ia vezi finish-ul, bine, mă! Cum, mă, deja? Da. N-ai bă, cum. Ce se întâmplă aici? Mă minți. Ok, 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 stai. Bă, m-am întors. Nu, nu a fost vina mea acolo, jur, promit. Da, a fost vina ta. Bun. Totul e bine când se termină cu bine. Ia. Te cam ajung din urmă. Stânga sau dreapta, stânga sau dreapta? Dreapta, stânga. Bun. Vin și eu tot pe dreapta, nu ce vane, dacă zici că e bine pe acolo. Zici că mă joc Doors, bă, tu trebuie să joci odată Doors. Mamă. Doors? Bă, nu m-am jucat niciodată. Roblox Doors. În Roblox, așa-i. Trebuie să te bag o dată pe Roblox doar să râdă abonații de tine. De ce, mă, dar ce am făcut? Bă, am ajuns pe stradă. Vezi că eu sunt traficul, Nocivane, ai grijă. Mașina rampă. Despre asta vorbim, Nocivane. O să te fac pe rampă. O să te iau pe capotă. Așa, dă tu în aia, că vin și eu la sfârșit acum și dau în tine. Așa, dar de ce ești șobolan, uite așa, bă? Și gata cu Nocivanul rampă. Am vrut și eu să mă distrez, să-i dau pe ăștia la o parte, vii tu să strigi distracția. Nocivane, dar eu m-am distrat rău de tot. S-o mai zis cineva că ești spărgător de distracții, de petreceri? Spărgătorul de nuci sunt. Vezi că mașina asta zboară, bă! Bine, mă! Vezi că motocicleta aia zboară, pe bune. Știu. Ca avionul, gen. Mamă, ce tare e când zbori cu... Opa, opa, stai că trebuie... Ma. Bă, tare, da. Au. Ok. Bă, ce? Stai. Și cum sari? Ce? Nu, bă, pe ca avionul, gen. Te ridici de la sol. Așa. Ah, wow! Bă, cât de șmecher, ai rămas în urmă? Am rămas în urmă la turmă. Bă, cât de tare îi. Let's go. Dar ce încerci să faci, că nu înțeleg. Cum adică? Ce încerci să faci? Păi sunt mult în fața ta și câștig, asta încerci să fac. Încerci să câștigi? Mă, Coștini, asta e ideea. Particip la curse, să câștigi. Știi care e ideea cea mai bună? Să ne ajungem din nou la camioane și să te rup pe genunchi. Gen. Bă, dar m-am prostit cu avionul ăsta. Bă, ce-ai făcut, mă? Am dus în sus așa, de nebun. Ok! Îmi place, deci este în regulă. Deci acum mă simt stăpân pe situație, nu ceva, ne? Ok, eu să mă uit la tine cum bubui. Eu! Doar stau și mă uit cum tu bubui. Eu să bubui. Tu nu știi că eu sunt... Ți-ai luat mărci cu Nocivanul? Asta da, vreau să întreb eu. Da. De ce nu îl porți? Bă, sincer, nu știu. L-am aruncat la gunoi. Da, l-am cumpărat și l-am aruncat la gunoi. L-am purtat pentru un short și o zis, bă, ei, fițor. Mi-am luat cană, bă. Și mă crezi că n-am folosit niciodată? Ce mă, ăsta face flip-flapuri? Da, vezi că i-am făcut schemă. Tu știi să faci schemă de aia? Bă, nu prea. Faci și tu. Eu să bubui. Da, mi-am luat cană și efectiv m-am uitat la ea să nu fie spartă. Și atât. După aia da, o spart-o el. Nu, bă. Mamă, Nocivane, știu ce fac. O sparge într-un short. Cumpăr toate chestiile care pot fi sparte. Și după le sparg cu ciocanul, wow. Le calc cu mașina, Nocivane.
Mă, dar eu am o întrebare, tu de ce ai dat numărul meu la abonați? Bă, n-am vrut, gen, adică, știi cum a fost? Filmam un clip și știi că tu, gen, nu mă suni niciodată, gen, înțelegi? Și așa. Am zis, bă, uite, am un număr care nu m-a mai sunat de mult. Și era ceva de genul, bă, dai să le răși la oameni numărul ăla, că poate pe ei sună, știi? Și din greșeală am arătat numărul tău pe acolo, că, na. A, ok. Și am zis, bă, de acum asta e, n-am mai stat să evite și alea, că mi-a fost lene. Și l-am lăsat așa. Ce încerci să faci? Te iert, încerc să te arunc. Da, te-a sunat multă lume? Bă, așa, numai 2000 pe a, zi. A, da? Da, păi da, mai da. Pun o dată, ți-ai schimbat numărul? Nu. Nu, e același. Păi ți-l mai pun o dată dacă e. Păi eu asta fac zilnic, vorbesc cu abonații tăi și cam atât. E de bine, nu? Da. Mă înjură. Păi de-aia n-ai mai postat clipuri. De-aia n-ai mai postat 3 zile. Acum mai și crede cineva. Parcă-i văd acum în comentarii. Bă, dați-mi și mie numărul lui Cibanu, vă rog. Păi da, dar eu chiar l-am pus pe story. A, tu chiar l-ai pus? Da, că nu-i pasă nimănui, că nu m-au sunat nimeni. Haide, mă, mai minți că te-a sunat lumea. Dar între timp eu știi că te-am întrecut și te bat acum, nu? Da. Asta era schema lui, mă, că mă prinde și mă bate și mă întrece. Bă, tu știi că îți pierzi viteză dacă mergi pe mijloc pe acolo, nu? N-am problemă, mă, eu și cu viteză pierdută tot te bat. Da, caută viteza pierdută, Nocivane. O lua ketchup-ul el, mă. Caută viteza pierdută, Nocivane, ia uite-o. Ok, te-am făcut praf. Nu mai pot, Coștinii, săracul de mine. Nu mai poți de praf? Gata, te-ai dus. Atât am zis. Te-ai dus. Da, m-am dus. Tare decât tine, dar te-ai dus mai încet, înțelegi? Eu nu știu ce vorbesc, dar eu vorbesc, gen. Adică, este clar că eu vorbesc ceva aici, nu? Adică se înțelege, sunt serii niște cuvinte sau ce. Bă, ce ai făcut, bă? Cum? Am trecut și eu. Cum? Cum ai trecut în halatul ăsta? În halat? Da! Eu sunt în halat acum. Da, ce faci cu halatul pe tine, Nocivane? Pune schiloții, Nocivane! Easy win, Coștini! Nu, mă, Coștini, mă bătut, la limită. Lasă că vezi tu pe următoarea cursă. Coștini, bă, pe noapte te bat. Bă, mi-e frică noapte să încerc. Mi-e frică noapte vedem. Pentru că nu știi. Bă, tu ai altă motocicletă! Bă, eu am acceptat-o pe aia prima. Și eu la fel, dar lasă că motocicleta mea prima e mai bună. Bă, păi tu ai custom atunci. Nu, n-am motociclete custom, n-am. Bă, dar motocicleta ta e mult mai rapidă decât a mea, uite, bă, că se și vede. Eu sincer merg într-o roată. Uite-te, se vede da, că-i mai... Da, se vede, bă, uite ce rapide motocicleta. Bă, dar chiar e mai rapidă. Bă, adevărat, da, chiar da. Da, vezi bă, că eu mă pricep aici la scheme mai... Mamă, câte checkpoint-uri sunt. Ai văzut câte checkpoint-uri sunt? Stai mă, nu face dintre ăștia. Sunt 63.000 de checkpoint-uri, Nocivane. Bă, nu cred așa ceva. Bine mă, Coștini, n-ai zburat suficient, da? Bă, dar m-ai aruncat de tot. Bă, dar m-am respawnat acum. Da, văd, te văd, ești respawnat în spatele meu, la un metru. Tu ai pus frână acum? Bum, nu, n-am pus. What? Păi am mers în față, efectiv. Ha, am căzut în fața ta, m-am teleportat. Bă! Pusese-i frână! Bă, ce aici? Ai nici avioane! Avioane cu hârtie! Vezi că aici trebuie să le iei așa într-o parte, că dacă nu... Mamă. Nu știe Coștinii de-astea. Bine că mi-ai zis, că chiar nu știam. Adică nu-mi dădeam seama, eu treceam normal prin ce fai. Nu te băga mine, Nocivane, că o pui cu mine. Mamă, ce era să o pierd. Ce-i mai aici? Cum trebuie aici? Mor! BUM! BUM! Bine, mă, Coștinii! Încă n-am făcut bum, dar am căzut și eram cu burta pe spine. Sunt un expert în ale pilotajului! În ale pilotajului, da! Vezi că-s cu barca, hai, pa! Bă, la barca nu prea te pricepi acum. Pentru că barca are o schemă pe care sigur nu o cunoști. Da, schema este să apeși pe W. Nu, schema este altă schemă. Să ții apăsat pe X și pe W în același timp. Ia atent pe alt și F4. Bă, am încercat odată, dar n-a mers. N-a mers. Adică, da, bă, eu am încercat, adică nu pot să zici că n-am încercat. Că am dovadă. Adevărul e că ai încercat încercând, dar când ai încercat, n-ai mai încercat și atunci... Am încercat de două ori pe zi, dar de trei ori pe zi, în altă zi, n-am mai încercat, înțelegi? Da, și iarna e vară când... Nu, iarna nu-i ca vara, în caz că nu ți-ai dat seama. Adică, pe bune, n-ai cum, nu e. E diferență mare, frate, la factură, la alea. Adică, fii atent, ești ca fularul vara.
Bă, ca fularul adică vara, vezi că lumea își pune fularul vara pe ochi și se duce și dă spargeri la magazine nocivane. Vezi că sunt foarte util nocivane. Așa că e grijă. Dar cred că ne vorbește din experiența lui. Ce? Dar tu nu ți-ai pus niciodată fularul vara? Bă, nu. Maxime șarfă. Aaa, deci te duce și dă de spargere cu eșarfa, nu ceva. Da, bă, pă, ce, auzi, bă, ce om dă spargere cu fularul. Cu eșarfa fularul se mai dă. Gros, mă, și nu prea îți dai seama. Păi da, dar mie mi-e cald. Plus că am și măierit ușor și... Da, adevărat. Să fie așa, hoț, știi? Bă, eu nu pune și nu pun fular, că măierit și... Bă, era pe net un clip cu... Bine, era pamflet ăsta făcut de unii proprietari de magazin, știi? S-au prefăcut gen chipurile, dar destul de pe bune că au spart o ușă la magazin. Și după... Și după... la magazinul lor, mă. Păi da, știu, am înțeles, dar îi spargi ușa ca să da, faci ăsta. S-au dat drept hoți. Și, dar nu am spart ușa, mă, gen, s-au prefăcut cu o rangă, cu de-alea, știi? Ah, ok. Și... după, unul i-a arătat celuilalt camera de filmat, știi? Și după și-a dat la masca jos, gen, să se uite mai bine. Da, unde mă, acolo e camera, ia să văd ea. Da, uite mă, uuuu, ce șmechere e camera, bă, de ce scări e adevărat, mă, îți dai seama să fii niște hoți ăștia așa? Ar fi tare. Zică, du-te bă, că nu-i camera, ia să-mi dau asta jos, da, că mă încurcă. Da, dacă nu vă bine. O filmat, o vițanu, gata, tot a fost. Păi și-a făcut un tunnel, bă. Crezi, așa repede? Hai mă, că eu luat-o jumătate de oră. Ce jumătate de oră, mă, că asta 10 minute. Ce jumătate de oră. Mamă, ce la limit am luat aia. Tu chiar ai luat totul perfect? Eu? Am mare și... spawnat, nu, ce bani. Când îți povesteam de hoțomani. Deci îl bat pe Coștinii la zero astăzi. Adică o să plângă, o să-și spargă ochelarii și o să muște din microfon. Bă, tu știi că îmi ștergeam într-o zi. Eram la PC, mă pregăteam să filmez. Și am dat să-mi șterg și ochelarii cu un șervețel de la. Și mi-a căzut lintina. Bă, bune, nu știu ce s-a dacă întâmplat. Dai și tu 20 de lei pe ochelarii. Vezi, bă, că n-am dat 20 de lei, am dat 5 de lei pe o pungă de pufuleți. Vezi că, real vorbim, chiar sunt foarte scumpi ochelarii. Bă, mie... nu, n-au fost foarte scumpi. Amă că sunt... Câte o pereche? 500-600 de lei minim. Mai puțin am dat. Ha? Eu am dioptrii mici. A, ok. Și am dat puțin pe ochelari. Deci ție ți-o pus lentile de soare, așa, și rămai. Păi, nu, mi-am luat lentile, ce-mi trebuie mie? Adică nu mi-am făcut de-astea cu briz-brizuri, cu nebunii, cu tot ce. Adică n-am plătit inutil pentru ei. Mi-am făcut cât de ieftin am putut și să fie bun, să pot să văd cu ei, că asta mă interesează. A, cred că te costă mult dacă ai probleme și da, în depărtare și în apropiere. Da, dacă, și... dacă ai probleme mai mari la ochi, practic e mai scump, că lentila e mai pretențiasă când o faci, știi? Da, pe păi eu și aud, dar du-te mă că eu nu stau pe ochiul ăla aici cum vrei tu. E pretențioasă, gen. Da, mă, da, face figuri lentile. Bă, să termină cursa! Tu mai luat la vorba la alea și... Bă, măcar nu-mi dă DNF. Ceea ce e destul de ok, dar nu-mi place că e 2-0 pentru nocivan. 2-0, easy. Hai că mai avem ceva hărți. Da, dar nu-i bine. Ce ți-ai luat, mă? Periuță electrică nocivane. Acum nu știu ce să zic. Acum, înțelegi? Da, mai târziu poate, da. 1. Da. Ce și motor ai? Te-ai dus. Acum, ma tata. Păi numai acum, da, ce motor ai? Motorul acum, da, dar cum se numește? Acum vine nocivare motor. Stai așa că tai de cap. Mă, tu nu înțelegi ce vreau eu să-ți explic. El se crede și mecher și acum îl arunc în prăpastie. În 3, 2, 1. Hai, mă arunci? Hai că secundele trec mai greu la mine, ce faci? Mă duc să-mi iau periuța să mă spăl pe dinți dacă nu mă arunci. Nu cred. Cum nu? Dacă te bat, te speli pe dinți pe episod. Bine. Hai. Acum. Acum, mă. Vă rog, opriți-ne glumele, că acum sunt cele mai slabe glume. Sunt prea bune, bă, deci dacă ar fi du-te ceva, pe stânga, că eu acum mă duc pe dreapta. Bă, am trecut printre alea! Da. Ce? Mă, adică. Deci se chinuie el, se duce stânga, dreapta, eu merg doar păi în față. Eu nu știu cum, gen. Eu acum m-am pierdut un pic, înțelegi? La treaba asta. Vezi că, uite, insula tropicală, eu pe aici locuiesc, pe insula eu asta. Eu aici opresc. Te oprești acolo? Te prăbușești pe insula da. Nocivane și rămâi blocat toată viața acolo? Da. 100 de zile pe insulă. Oaa, m-am scufundat 3 zile. Apasă pe E. Apasă pe E. Da. Păi bune, mă, că asta sare ca lumea dacă apeși pe E. Da, mă, se pun roțile, știu. Ah. Mă, mai trollat. Opa, ți-am căzut în cap, nu ceva din greșeală. Vezi, mă? No, nici măcar nu m-ai atins. Și ți-a tot capul și sare în capul tău, bă. Ai, șpa, șpandi, șpania! Bă, nu mai fi pandi, șpania, mă.
Te pupoi la 2 litroi. Aaa, păi asta e mașina mea nepreferată, mă. Fii atent. Mi-a luat Infernus. Gata, easy. Nu este Infernus, este Zentorno. Bă, taci, mă, că știu și eu. Dar să văd acum dacă știi și tu. Eu nu știu nimic. Bine, 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 bine. Cazi în groapă. Cade! În groapă. Ce groapă, mă, că nu e groapă aici. Uite aici, groapa. Dă ceva ne groapa. Ia vezi că fac flic-flacuri, flip-flapuri, flip. Mă, dar harta asta o știu că eu am făcut-o, acum eu amintesc. Ieri? Bă, du-te, bă, de aici, bă. Nu pot să cred că te-am întors bine, gen. Ah, gata, acum te-am întors rău. Bă, ce? Bravo, mă, Coștini, mă, bine, mă, am înțeles, am fost 100% IQ. Am fost. Ce-a făcut, mă, Coștini? Vreau să știu și eu. Ce-a lucrat el acolo? Doamne ferește, ce paletă paletiniană, palețină! Palețină! Adu periuța, te rog eu. Aveam și eu o șansă, bă, frate. O mică șansă. Și-o semna sentința la moarte. Am dat cu subsemnatul, nu, Civan. Care, mă? Ok, bun, reveni la ochelar. Deci dioptria chiar... Da, fix asta interesează. Deci chiar influențează, da, prețul. Bă, dar, bune, văzut că dacă mănânci pâine de secară, genul slăbești? Dar cine secară? Bă, hai, mă, bune. Bă, dar nu, nici chiar așa. Bă, acum secară, dar... Secară grăsimine, Nocivane. Bă. Opa, asta e că... Nu l-ai luat. Sau? L-am luat? Eu cred că l-am... Nu l-ai luat, mă! Te-ai respawnat! Da. Te-ai respawnat, nu pot să cred! Dar de fapt e checkpoint-ul. Te-ai respawnat! Bă, cum ai trecut așa în halul ăsta? În halatul ăsta. Bă, lasă halatul, Nocivane! Bă. Câte halatul, Nocivane, că fac că te-ai cam dus cu halatul. O, nimic, că mă duc așa cu spatele, frate. Ai văzut? Ah, bravo, fix cu spatele te-ai dus. Dar știi că eu n-am bubuit, nu? Nu pot să cred, du-te, mă, că ai bubuit. Nu, n-am bubuit. Numai tu ai bubuit. Și acum îți dau DNF și cred că trebuie să aduci pe Iuța, Nocivane. Aaaa, periuța! Roboleanu, bă. Ce părere ai cred de periuța? Uite, știu cum mă bate. Bă, Coștini, stai un pic aici, vreau să facem un picnic așa pe malul mării și pe malul să fie mărilor. Frumos și... Bă, mi-a căzut o roată de aia din spate, de la mașină. Da, oprește-te să o iei. Nu, ia-o tu. Bă, ce șoboleanu. Că ești pe drum și... Mamă, dar nu-mi place că te cam apropii. Nu știu cum să zic. Da, nu mai ai și cu ce mă ajută dacă mă apropii. Nu mai ai nicio șansă, gata. Te-ai dus, ia uite. Bă, deja finish-ul, deja nu știu okay, ce să zic. Ok, 1-1, mă duc și eu să mă spăl pe dinți. Sau da, nu, 2-1 cu tine. Cu muștar, am uitat. Băi, 2-1, nu? Sau? 2-1 pentru 2-1. Tine, dar e cu muștar, da. Trebuie să te speli pe dinți. Bun, mă duc să mă spăl și o să zic cum a fost. Bine. Hai, Coștini, șansa ta să faci egalitate sau bă, te bat 3-1. Da, m-am spălat, dar e ok, că avea și hrean și mi-a plăcut. Ooo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 
Asta era, bă. Acum se cară de pe episod dacă mai face glumea de astea. Cum, mă? Cum? Acum. Cum adică în felul ăsta? Bă, nu mai fac glume din astea mici. Nocivane, nu mai vorbi de mici. Am înțeles. Ai căzut? Tare. N-ai no. căzut. Măcar n-ai căzut. Ai avut noroc. Bă, dar că măcar n-ai căzut, el ține cu mine. Da, mă, țin cu tine că gen, bă, bă, asta e. Dacă, bă, da, mamă, frate. Bă, ai uitat iar să dezactivezi custom cars, mă. Tu iar ai mașină custom? Da, pentru că mașinile mele erau galbene și asta nu e galbenă, e roz, din e custom. Deci numai așa câștig el, să știți. Ba nu. Bă, suntem în rai, unde suntem? În, mamă, ce urmează cu aștinii, ce-s bă alea? În Spania suntem, Nocivane. A, da? Așa e, în Spania, n-ai fost niciodată? Bă, numai de două ori și nu mai țin minte. Bă, nici n-am fost, dar am văzut niște poze. Mm-hmm. Ok, ok. Adică... Vezi că mașina ta custom chiar e tare rău de tot, adică e genială. Bă, dar tu ai altă mașină, gen. A, ok. E de bine, gen, ce se întâmplă, adică ce-a fost nimic asta? Nu mai e ce-a fost, Nocivane. Bă, adevărat, adevărat, da. Nici viitorul nu mai e ce-a fost. Dar nici trecutul. Trecutul nici atât. Dar nici viitorul atât. Nu mai e ce-a fost niciodată, gen.
Ai vrut să faci schema, dar ți-am făcut inima. Eu schema, pentru că eu știu să fac. Știi mama. Că o să plonjezi acum, nu? Cum? 3, 2, 1. Și iar te respawnezi cu avionul. Bă, cum o prins el norocul, mă. Iar te respawnezi cu avionul. Da, m-am respawnat. Oh, ce bine. Bă, m-ai trecut? Normal. Cum? Avionul meu e mai rapid. Ok, dar tu unde mergi pe jos, ce? Da. Ah, am vrut să te bușesc. Mori, mori în chinuri. Bă, ce-mi dorește el mie. Nu, mă, nu, nici chiar așa, adică, pocone. Un pic așa doar să te murdărești, înțelegi? Bă, ce mi-ai făcut? Mi-ai tras una, mi-ai dezechilibrat complet. Ce mi-ai făcut, băiatul? Mi-ai dezechilibrat complet, băiatul. Ce poate el merge cu roatele în sus, mă, uite la el. Iată că merge cu roatele în sus, nu cred. Da, mă, n-am problemă. Adică ce problemă? Bine, tu ai fi o problemă, dar... Adică despre ce vorbim aici, despre problema? Ești mică. Despre problema. Ești o problemă mică, ca pisica dată. Mica. Adică ce vrei să spui? Eu sunt cățel? Eu am, mă. Adică vrei să spui că pisica mica nu e pisică sau ce e? A, exact asta am zis, că e pisică. Ai zis că cumva că nu e pisică? Au la civane, dar vezi că mă iau și eu de urangutanul ăla pe care îl ții închis în baie. Bă, dar de ce zici, mă, de urangutan? Păi, dar de ce să nu zic? De ce zici așa lui Ovițanu? Ce-ai cu el? De ce l-ai închis în baie pe Ovițanu? Asta e problema, de ce stă Ovițanu închis în baie, gen? Îmi zici mie. Ovițanu uitându-se că el se uită la clipurile astea și mănâncă așa, mă mănâncă cereale, el cereale mănâncă toată ziua. Cereale și chipsuri. Și stă în baie. Bă, nu bă, nici chiar așa. Se uită la clipul ăsta și zice, îi se blochează chipsul în gât. Băi, ce-ți bă de mine? Uite-mă pe ăsta. Ce-i făcut? Uite-mă pe ăsta, ce motor ai? Doamne, am luat capătul de pod. Am luat capătul de pod direct din timp. Macarena! Și macaroane. Bă, macaroane sau paste făinoase? Bă, e același lucru. Da. Adică... Bă, am crezut că îl prind și nu știe și... Nu pot să cred. Nu pot să cred în cibane. Helicopter? Helicopter. Să zicem francez. Helicopter, helicopter. Mamă, frate, dar zboară helicopterul dacă e. Aha, în două ore ajungem. Ajungem acasă. Doamne ferește. Ce facem după ăsta? Care-i sens? Da. Doamne, asta cred că vrea să ne enerveze sau ceva. Ia uite-l, doamne. Bă, dar de! Bă, că nervi, pe bune. Uite-și tu, bă, mai repede mergeam pe jos. Eu o să mă dau jos aici. Dar cred că cobor și merg pe jos. Bă, da, atât de început. Am mai văzut elicoptere, mă, în realitate. De mergeau repede, frate, adică aveau viteză. Păi al meu merge repede, cum, adică, uite. Da, merge, bă, ce? Bă, cum? Cum ai prins viteza aia? E, na. Bă, ce încerci să faci tu pe acolo pe jos, că nu înțeleg. El nu știe, mă, cum se controlează elicopterele. Bă, dar tu cum ai checkpoint-urile pe sub? Păi eu sunt pro player. Bă, nu înțeleg ce faci acolo. E, vrei tu să înțelegi tot acum. Bă, tu acum. Nu e checkpoint-urile, mă, tu faci mișto. Bă! Aaaa! Bă, tu ți-ai dat seama ce-ai făcut, gen? Te-am distrus. Mai da cu roțile în sus la elicopter. El are roțile la elicopter, mă, și discută cu mine. Am avut și eu roțile la elicopter. După cum și ziceam, dioptriile schimbă chiar mult prețul ochelarilor. Da, și pe lângă asta, ți-am zis, dacă mănânci pâine de secară, e tot... Se mă într-o buclă spațiu-timp ajutor. Bă, nu, dar pe bune, știi că există un OZN în GTA care se spawnează fără moduri. Și plutește și scoate niște sunete ciudate? Bă, da. Da. Dar ăla e Ovițanu din baie. Nu, mă, care... pe bune, zic eu chiar vorbesc. Bă, nu știu secrete de astea. Bă, deci am zis că nu e adevărat când l-am văzut, deci nu mi-a venit să cred. Dacă vezi DNF-ul, o să-l crezi adevărat. Bă, Civane, am plâns după ce l-am văzut. Plâns? Wow, tu e emoționat până la lacrimi, practic. Da, mă, pentru că știi mai sunt extraterestru de la. Dă-mi sufletul tău, că eu n-am. Și am vrut să-i dau, mă, cum adică el n-are suflet, mă. Săracu. Și am vrut să-i dau, mă, dar a venit o mână ban. Și m-a tras, mână. Nu, a venit o mână și m-a tras în grădina lui Ban. N-ai ba discută, mă. Bă, eu zic serios. Și după au venit niște găini de alea ciudate din Minecraft și ce au făcut? M-au mușcat de picior, mă, că erau câini, de fapt nu erau găini, m-au păcălit. Bă, deci, am zis că nu e adevărat.
Ia DNF? Cum se ia DNF dacă nu e adevărat? Da. Easy DNF, Coștini. No, Civane, eu nu mi-au DNF niciodată. Bine, oricum o să fie 3-1 și cam aia e. Bă, da, 3-1 e 3-1, dar știi care e problema cea mai mare? Că te-am bătut. Nu mi-au DNF. O să sar peste checkpoint, fii atent. Oh, direct peste checkpoint, am sărit, nu se poate. M-a spălat și pe dinți când eram în aer acolo. A fost bine, a schimbat și dioptriile. Easy, Coștini, 3-1. Asta este, da. Se mai și pierde. Nu uita să schimb dioptriile la ochelari, toate cele bune. Da, și să mănânci pâine de secară, bă. Acum, secară. Pa, pa.